Ia uite aici, puteți să pipăiți că aveți ce, doar vedeți că nu este ieftin. Tocmai s-a întors de la o specializare în străinătate unde pregătește un doctorat în Școala Vieții. Pentru cursuri puteți să-l contactați în privat. Venit de la Londra, că eu numai prin capitale, dacă intru prin, m-am dus până la Luton, lângă Londra, așa m-a strâns în spate, că nu, mie trebuie, la mine orașul e mic, eu am plecat de la Bacău că mă strângea orașul, nu mai aveam loc acolo. Salut, băieți! Dane! Ce faceți, mamă? Salut! N-ai dat banii la manet? Ce păi? Au venit băieții după noi, recuperatorii. Eu sunt el, profesor Amore. Am Bombardier Academy. Oameni buni, am văzut că se deschid academii de-astea online. Better Self Academy, Alpha Academy, Beta Academy. Toți sunt pe academii, îți dai seama. Așa că vreau și eu să țin pasul și deschid și eu Bombardier Academy. Bombardier Academy. Sună mai bine, adevărat? Merge afacerea? Țeavă, nu că mă laud. Am adepții mei. Asta te învăț, experiență de viață. Tu oricum ai face o combinație, nu există să pierzi. Întotdeauna câștigi. Ori experiență, ori datorii. Cum e? E bine? Adică merge treaba pe Germania, pe astea? Să mișcă, tați. Să mișcă e... Nu, când vreau, dar cum vreau, dar să mișcă. Nu mă plâng, că mă bate. Totul e la superlativ. Vorbim numai de la jdemii în sus. Nu spun că nu știi să număr până acolo. Crede-mă. Unde ești tu sigur? Un bărbat atât de sigur și mici tu. Măi, nu sunt... N-am cum să mă dedic unei singure femei. Ioana, Catiana... Zi-mi nume că eu zic da. Hai, tu dă-o bine pe scenă și ne vedem la Han. Haide. Haide, băiatul meu, haide. Să fie pe Van. Ramore! Alfa. Bă, băieți, fățiorii mei și sora mea. Excelent. În primul rând vreau să vă spun că sunt român. Deci nu amândoi le-am doar certitudini ca să ne înțelegem de la început. Da? Iar în al doilea rând sunt bombardier. Da. În carne și oase pentru voi, da? Bun. Ți-a plăcut? Da. Ce înseamnă bombardier? Adică... Gen cocalan, știi ce-i cocalan? Mafiot. Da, mafiot, combinații, vânzări mașini. Ah, ok, am înțeles. Cum arată bombardier? Cel mai recunoscut este cel cu vestuță de fâș, Moncler, cu cel puțin un articol Gucci pe piept, un lănțișor la gât, eventual brațul cu sârmă ghimpată, tatuajul tribal, mesaje de la Dumnezeu, rugăciuni, călcat apretat, curățat, miroase a parfum. Bărbița? Bărbița era ca lumiăiță, tot așa, desenată cu markerul, când își făcea el barba neagră. Dacă ar fi să discutăm de costum sau de scenografie sau de când ai vedea, cu mine gentuța aia, Vuitton sau ce era? Gentuța de bombardier. Stai fără nicio liniște, dați-vă ce că dau din cas. Se va cânta pentru totul lor. Așa. Se dați-vă ce aproape că dau din cas. Se va cânta pentru totul lor. Așa. Câte gram? Ok. Îndoit sau drept? Mă, ce înseamnă asta? Ies pe la restaurante, mă postez, pozez ceea ce mănâncă alții și cu mașinile lor și pe la cluburi de fiți. Mă miș, nu stau. Aia e ideea. Nu stai, tati. Plus că nu e scump, ca ideea și dau comandă de o apă și cer și lămâie că e moca, ca altfel de domnule când bei apă cu lămâie de notă finețe și rafinament. Este... Adevărat! Adevărat! Plus că lămâia strânge un pic la stomac să nu mi se mai strângă când vine nota de plat. Adică e deja strâns. Imaginea este cartea mea de vizită. Nu, nu o neglijez, tati. Păi dacă am, acum n-am tricou pe mine, dacă am un tricou trebuie să fie cu cât mai multe scrisuri, da, și neapărat mulat. Dacă pe piept scrie distracție, e viața mea. Iar scrisul ăla nu se întinde pe burtă, nu valorezi nimic, tati. Dacă mi se mișcă un pic fața aici, e de la lămâie. Stați fără nicio liniște. Așa. Burta și ceafa, mereu la vedere, nu le ascunzi.
Astea două tur te consacrează, gen cum e bifa pe TikTok sau abonamentele pe Only. De vorba, abonamentele pe Only. Plus o sprânceană. Bifa pe TikTok. Plus o sprânceană frumos la linie ca un caiet de matematică de clasa 1. La 1? Când ajungi la bastonaș e impecabil, adică, da? Iar toate lucrurile astea nu le fac în zadar, bă, băieți. Nu, nu? Ies și eu într-o seară și agăț o sirenă, să-i spunem. Da, poliție. Și o întreb cu ce te ocupi cu viața mea. Și am zice că are inclinații către asistentă medicală. Abia după aia mi-a dat eu seama că îi place să aibă grijă de bătrânii ăștia cu bani. Dar cine sunt eu, bă? S-o judec. Să ia piatra cel ce n-a, știți voi, cu Maria Magdalena, cu nebunii aia de atunci. Așa. Fata mi-a zis că n-a mai ieșit de mult. M-am uitat așa pe ea, să vedea că îi place distracția. Și zic exact așa, de-am topit-o. Îi zic că, pe viață, arăt că am visele mele. Ia lacrima noastră să mă râd. Doamne! Ea m-a simțit că am ceva cașcaval. Dar ca să fie sigur, m-a întrebat cum stau cu finanțele. Și acolo m-am simțit un pic jignit, adică fata mea nu sunt chiar pe zero. Aveam ceva datorii, dar nu asta e ideea. Eu dacă am 200 de lei de facturi, da? Am două variante. Ori pun motorină la BMW și o apă la loft, ori la păcănele, tati, că dacă intră speciala nu-mi răsfăț eu sirena. Crede-mă, m-aș comporta cu ea ca cu un bibelou. Nu mă prin vitrine aș ține. Da. Window shopping. Frumos. Bibelou ce înseamnă? Bibelou e o statuetă din porțelan. Ok. Hai că... Zice că arăt ca un metrosexual. Ce înjurătoare aia asta, bă, tare. A vrut și eu să înjur, dar m-am abținut. Că până la urmă nici ea nu era chiar așa sirenă. Adică că zeiță, cum o vedeam eu. Nu, tati, că oricât de bună este ea, și ea e om și se... Doamne ajută! Mamă, cum a căzut asta? Bomba bombardierului! Mi-a plăcut până acum. Mi-a plăcut până acum. Mamă, a căzut direct flăși. Lui Cătălin de-abia acum începe să-i placă. Oameni suntem, fiecare diferiți. Stai ca să notez, că vreau să-mi pun status la Facebook. Așa, ia-ți notițe, tati, fără nicio... Așa. Ideea e că n-am mai vrut sirene, așa că m-am reprofilat și mi-am căutat și o sugar mama. O sugar mama? Sugar mama. Adică o femeie care să-mi satisfacă și mie nevoile personale, financiare, personale, că de cele lumești mă ocup eu. Mi-a făcut și un PFA cu 20 de secunde record, că eu nu fac reclamă mincinoasă ca alții, știi ce zic? Așa, și am găsit, greu, dar am găsit. Nu era chiar sugar mama, era mai mult sugar mama aia și... Ca să mă înțelegeți cam cât de bătrână era, o alintam faraoanca mea. Ești curaită. Nu mă deranjea că e bătrână. Dar mi-era un pic frică cu osteoporoza ei, că scăția din toate închieturile. Mi-am adus aminte când vindea mașini în tinereți. Păi cu metrei am vândut mașini de troncăneau și în poze. Excelent, bă. Extraordinar, bă. Venea omul și zicea: bă, tată, bă, dar bate mașina asta, troncă-ne. Iar eu ziceam: bă, tu ca om te duci la doctor, da pe ea ca mașină. Foarte. Wow, dar cum a început seara asta? Wow. În fine, am zis, ce fac eu cu femeia asta, mâncați? Să-și mă duc cu ea într-o vacanță la moaște să se simtă printre ei. Să-i bucuiesc niște spauri de-astea cu nămol să se învețe cu pământul. Aveam și niște vouchere la farmacia inimii să... Nu zic că nu-i fac toate poftele, plus că mă gândeam să-i dau o dedicație la preot în sănătate. Ei nu că le place. Exact, iată să-și audă numele în microfon. Ai. În fine, mă purtam cu femeia asta ca cu peștele lui mama aia de pe
televizorul și geam în fiecare zi de praf. La început să mai gândi la... La un moment dat nu s-a mai mișcat deloc. Așa că, da, aia zic, chiar sunt singur și trebuie să ies la postat. Însă am și eu o vorbă cu ăștia care ați luat mașini de la mine. Bă, băieți, sunați-mă, vă mai dau din bani înapoi, dar mai retrageți din blestemele alea că m-ați omorât, mânca. Vă pup, paramore! Deci chiar simt... Stai o secundă, stai să-și ia magneziu! Ce e Bombardier fără magneziu? Da, Dumnezeu, sărătate, tati! Adevărat asta! Ce mi-a plăcut este că aceste personaje îi fac pe oameni atenți la ei. Deci în momentul în care tu te uiți și te regăsești, zici... Ok, revizuiești un pic comportamentul tău. Ești din personaj. Stai un pic, că nu-i chiar așa ușor. E chiar așa, de-aia zic. Bună seara, mă numesc Remus. Remus, faci actorie? Ești actor? Nu, ok. Vin de mașini, Remus. Sunt din Bacău, locuiesc în Londra. Este prima oară când sunt pe o scenă, prima oară când fac un... Nu știu ce am făcut, am făcut ceva. Bravo, bă, băiat, bravo. Ai făcut bine. Îmi pare rău să vă spun că, deși mă încadrez în stereotipul bombardierului, mă duc la muncă, mă trezesc la 5 dimineața și probabil o fac un pic din frustrare, că am tot ce trebuie, dar nu mă descurc. Dar ce face un bombardier, de fapt? Sau ce ar trebui să facă? Nimic, Toma ți-a descris. Nimic. Talent de dimineață până seara, adică nu... Tu vrei să știi mai multe. Da. Cum se c*** o sirena? Asta vreau să știu. Stând în picioare. Dacă el ar fi trebuit să viziteze tabăra ta de vară acest moment, asta era o întrebare care trecea? Da, fără îndoială. Este neașteptată, scandaloasă, dar în același timp la obiect, pentru că omul lansase treaba respectivă și atunci cumva a venit în mod paradoxal această întrebare foarte bună. Explică-mi cum s-a ajuns aici, adică cum ai ajuns să participi la Umor? Ok, am început pe TikTok. Ok. Mi-am făcut Bombardier Academy. Cum? Bombardier Academy. Eu sunt el profesor Amore. Ideea este că n-am vrut să pierd și trenul ăsta în viață din cauza că au apărut așa academii peste noapte. Ați văzut? Better Self, Alpha, Miau, Cât, ce fac acolo. Cum te numești pe TikTok, ca să știi? Ramore. Bine. Bă, băieți, pontul vieții. Nu numai la Tuș găsiți originale de alea, unul la unul. Găsiți și aici pe Grecia la Calis, cum se cheamă, bebe? Calismera. Atât. Remus, să știi că în general fac bube pe piele când vin TikToker sau oameni care fac lucruri pe Instagram sau pe YouTube sau așa și au senzația că dacă au făcut de 2-3 ori, vin pe scenă. E, uite că acum nu este cazul. Nu. Acum nu este cazul pentru că în fața noastră am văzut un personaj pe care l-am crezut. Adevărat. Din momentul în care ai intrat, te-am crezut, felul în care mergeai, felul în care priveai, absolut, absolut totul. Nu e greu. E pe amploa, cumva. Da. Iese, cumva, dar e omul muncitor. Muncește doar că arată, vezi? Îl credeai, îl recomandau multe chestii. Unii nu știau exact, bă, chiar e. A fost pe autoironie. Foarte, foarte. Deci eu dacă aș trăi 300 de ani, aș reteza personal un set de clești de titan, toate degetele care se ridică în formula asta. Așa? Pentru că o să dezvolți acest subiect, spune-mi și mie ce sfaturi dai copiilor care astăzi te vor urmări. Uite, Omida, transformat în fluture deodată. Ia uite, mă, domn profesor de etică, fii atent. Zi sfatul. Dacă eu sunt singurul motiv. Mamă, măi, serios. De a le strica proastă educația copiilor. Eu zic că copiii sunt mai inteligenți decât noi. 3. 4. Păi are cineva curaj să dea un dislike la un bombardier? Da. Ok, s-a votat? S-a votat. Deci vreau, Mihai, vreau să facem pe Roberto neapărat. Bine, fratele meu, hai să vedem ce a ieșit în seara asta. Bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate și măiculița Domnului cu toată puterea dânsei. Uite-te puțin însă, gata. Apoi ne uităm la scenă. Apoi zâmbim. Apoi ne pregătim. Și în 3, în 2, în 1, în... Hai! Bine, bă! Măi, ce bă! Bine, 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 bă! Bine
despre ei. Manelino! Party! Chelule, ce-ai pățit, mă? Vezi, cu timpul a început să-și dea seama de niște chestii și a început să facă niște diferențieri între om sau interpret sau așa și ce interpretează, personajul pe care îl interpretează. Suntem în finala Ai Umor! Și cine a zis că bombardierii nu au inimă, suflet, sentimente? Uite unul care are de toate. Îi lipsește doar premiul de 20.000 de euro oferit de Unibet, așa că fiți cu ochii pe bani, că e pregătit să urce pe scenă. Remus face un personaj, bombardier. Și care ce face? Bombardierul trebuie să fie țiplă, dar făcuți tatuaje. Și ce rău în asta dacă omul alege să fie făcut bine la sală? E chiar un lucru bun, că vreau să aflu dacă am ceva de bombardier. În primul rând vreau să vă spun că sunt român, deci nu amândoile am doar certitudini ca să ne înțelegem de la început, da? Iar în al doilea rând sunt bombardier, da. În carne și oase pentru voi, da? Deci am lanț, am cămașa descheiată. Here's your bombardier, man. Da, da, exact. Tatuaj n-am, dar aș vrea. Ți-ai face tatuaj? Da, da. Deci tu ești cumva pe dedesubt, ești un bombardier. Exact, da, da. Dau seama că această finală este construită din oameni pe care n-am putut să-i dau afară sau din greșeli personale. Dar mă, lasă vrăjeala, știu exact, dar a fost minunat. Stai să vedeți. Cum să zice, mă, plăceri vinovate, eu nu-s vinovat niciodată. Bine, bă! Eu nu vreau nimic în această zi și nu vreau nimic de la nimeni și nu vreau să câștige nimeni și nu vreau să fie nimeni fericit și vreau să mă lăsați în pace. Cineva trebuie să câștige. O să câștige, Antena 1. Bine v-am regăsit, zânii și zânele mele. Am venit călare pe voi aici. Ce urmează să vă spun, țineți-vă bine, vă mulțumesc pentru susținere. Dar ce veți vedea în clipele ce urmează, vă va dărma tot ce ați învățat voi până acum. Istoria toată este o minciună. Ce ai mai făcut tu între timp? Ok, între timp, ce să fac? Am venit în România. Am zis, bă, dacă tot ies să înființez această academie de șmecheri și mafioți, problema este că nu mai am loc aici, tati. Nu mai am loc de nimeni. Toată lumea e șmecheră, toată lumea e pe val. Așa că trebuie să mă reprofilez. Da, aia zic, o să vă aduc niște adevăruri next level. Doamnelor și domnilor, un rând puternic de aplauze pentru Ramore! A venit pe scenă, băi, m-a fascinat. De ce? Pentru că a intrat cu cojones, tata. A intrat cu atitudine, a intrat pe calm. Ce aveți? Bine. Aia zic, tate. Mi-a luat paltonul. Ce suficient, dansează. Seara, și bună seara. Seara. V-a plăcut coreografia mea foarte sublimă? Mult, foarte. În seara asta a fost pentru domnul Mihai Apreciez. Petre. Ceva extraordinar. Pe minimal, așa. Vă mulțumesc. Dar din suflet. Sucă tata ochii pe zână. Bun. Proptiți-vă bine în scaune că urmează să vă dărâm tot ceea ce ați învățat voi până acum. Eu sunt tare supărat că trebuie să plec la capătul lumii. Trebuie, nu vreau. Trebuie să cobor. Stați liniștiți că nu sunt atât de nebun să cred că pământul este plat, cum zic conspiraționiștii ăștia. Au la tora, azi n-am. Pământul clar este rotund. Eu vreau să ajung la Polul Nord, să cobor în centru, la reptilieni. Da, aia zic. Dar ce râdeți, bă? Vedeți că nu știți. Există o societate mult mai avansată decât a noastră. În fine, nu vă mai dau detalii, că vreau să ajung acolo să pun bazele unei noi secte de bombardieri. Next level. De ce? Că nu mai am loc aici. Păi ce vremuri trăim cu metri. Mă duc la restaurant,
ospătarul e ciocanar. Mă urc în taxi, taximetristul interlop, ați văzut? Primarii, bombardieri, țucătata ochită Evanghelie, 14 milioane de euro, ești nebun să fii cu minte acolo. Până și cerșetorii au devenit jăpcari în intersecție. Ați văzut cum să lipesc de geam? Ha, di boss, da și... Când vine să-i și înjur, dar du-te, Doamne, iartă-mă, ce cauți în intersecție? Tu n-ai TikTok? Bine, bine. Bun, bun. Și mai avem și chestia asta, că tot ce ni se întâmplă, întotdeauna e altcineva vinovat. Este? E adevărat. Clar, nu? Așa că eu v-am găsit vinovatul suprem, ca să puteți dormi liniștiți la noapte. Vă țineți bine, da? Acum e momentul. Hai! Noi nu suntem de pe această planetă, tati. Ce, mă? Noi am fost exilați aici de părinții noștri extraterestri. De ce? Că suntem violenți, bă, da. Da. De la BTS. Da, da. Apropo, reptilienii cu extraterestrii nu prea să halesc așa. E competitivitate mare. Auzi, ce, că de cine ne este nou cel mai frică? Păi ce frică să mai avem noi, bă? Când noi am distrus orice obstacol ce ne-a stat în cale, gen bun simț, educație, valori morale. Da, aia zic, păi ei și pe mama lor. Să vină asta de la partea unui... Ideea este în felul următor. Că noi am fost exilați aici, după planeta Alpha Centauri, clar că n-aveam cum să venim după o planetă nesemnificativă, gen Beta Cocalarus. Nu. Pentru că cu toții suntem cineva. Cu toții avem o impresie bună despre noi înșine. Este clar că dacă nu ai o impresie bună despre tine, te numești depresie, ce naiba. Altfel, cum îmi explicați mie că au apărut atâtea academii de masculi alfa și femei independente? O să vă mai dărâm o credință. Masculi alfa nu scriu cărți. Cum ar fi să vezi un mascul alfa când vine acasă după ce a făcut el, a vânat mamuți, intră în cășcioara lui așa, se bagă în odaie, la o măsuță, ridică un caietel și începe să scrie: dragul meu jurnal. Oare familia mea ce zi am avut astăzi? Nu pot să scriu de emoția ce încurge prin vine. Ce metaforă am, da? Nu taci. Tot masculii beta au scris cărți uitându-se la masculii alfa cum le furau totul de sub nas. Bă, femei, prieteni, până și mama masculilor beta le spuneau: bă, tu de ce nu poți să fii un bărbat adevărat? Așa ca Ramore, că-i povestea mea, am tot drept. Da, da. Respect. Că așa au făcut și ei nenorociții. Ăștia beta au scris cărți și s-au pus personajul principal. Bă, cum se întâmplă și în ziua de astăzi în online. Își scoate telefonul, citește un paragraf scris în Tăsanchi, un mascul alfa, știi? Scoate telefonul, întâi aranjăm să nu fie vreun fiertele leu, mai deschidem 2-3 nasturi la cămașă și începi: dragii mei, să vă spun cum să faci o femeie să-ți mănânce din palmă. Păi nebunulei, ce mascul alfa începe cu dragii mei în primul rând? Iar în al doilea rând, să faci o femeie să-ți mănânce din palmă, e simplu. Habibi, come to Dubai! N-ai bani de Dubai? O duci pe Germania, o ții numai în puf, știi cum zic? Da. Nu, beta ăștia au stricat valorile de la o generație la alta. Ei au inventat și masturbarea și mă refer la onanism, că mă refer doar la bărbați. Asta încă din perioada preistorică. Ia. Yeah. Pe timpul neandertalilor. Știți că noi suntem homo sapiens. O corcitură între homo neandertalis, ăia mari vânătorii, și homo erectus, aia cu legătorii gingași. Și s-a dus homo neandertalis ăsta, neandertalul, și le-a zis exact așa: homo, îți cânau. Doamne, doamne, doamne. Și aia gingașii s-au speriat. Ce au făcut? Ia alebus. S-au scos femeile la înaintare. Ia alebus. Și ăștia le-au luat, le-au agățat așa și le-au dus la ei în peștere, că de aici vine și termenul a agăța.
Și au început să pună bazele speciei noastre intens. Păi și gingașii? Tati. Aia, e. Dar și neandertalii ăștia la un moment dat au devenit mai selectivi, se săturaseră de alea mai vechi și voiau mereu altele noi. Așa că le-au făcut ordin de evacuare din peșteră, da? Cu restricție să nu se apropie sale. Și alea aveau o durere în suflet, bă, că le-au dat afară, bă. Numai că ele nu puteau să exprime asta, că nu vorbeau, foloseau onomatopee de-astea, niște sunete de sete, de foame. Așa că, de dragi, au inventat limbajul. Vă dați seama că progresul speciei noastre e din cauza că nu puteau bârfi femeile? Da, aia zic. Uite, bă, istoria omenirii aici, mă. Și apoi a început comunicarea. Vai, fata, ai văzut ce-i face lui aia? Nu, nu, nu ne-a făcut așa, ce animal. Lasă, fată, că știi ce avem noi și n-are aia? Stimă de sine. Și așa au apărut femeile independente. Păi de unde credeți, bă, că vine Dana Budeanu? Stați cu minți. Stați cu minți. Bine, mă! Să revenim la părinții noștri extraterestri. Ei mai vin din când în când și ne dau târcoale. Iar primul lucru pe care îl fac când ajung în spațiul nostru aerian, știți care e? Cruce. Moară familia mea, Danu Nachi, ce e aici cu metri? De ce vorbesc așa? Că au downloadat Romanian Pack Language? Da unde? Că n-au bani. Dă pe torente, piratat, clar. Familia mea, Danu Nachi. Cum nici lor nu le place munca? Mâine, pui mâine, vezi că ne fac concurență la Alba Neagra. Da, bă, și ăștia au tehnologie, bă, nu ca noi cu păturii, ca cu oamenii în jur. Nu, tate, ăștia vin cu holograme, cu animații în jur. Dar ți-e și mai mare dragul să pierzi bani acolo, bă, băiat. Da. Bine, nici ai noștri nu o să-i lase așa. Și o să fac o echipă de cercetași. Miros să fim. Și în două ore le găsesc nava. E deja reorganizată, catalizatorul în drum spre Polonia. Toate display-urile luate și vândute la ăștia cu cripto să vadă mai amplu pe perete cum pică bitcoinul. Și restul, ce mai rămâne fer, la topitate facem ghiuluri și lanțuri pe care să le jucăm tot cu ei la Alba Neagra, să învățăm și noi stilurilu. Bravo, bă, ramore, bă. Wow. Pentru că meseria nu se învață, meseria se... Nu, tati, se dobândește prin muncă și devotament. Asta a fost de făcut. Wow! Bă, da, bă! Bravo, băi! Incredibil! Bă, băiatule! Wow, ce surpriză! Viața mea! Viața mea! Zână! Viața mea, ești foarte bun, viața mea. Eu nu mă așteptam să fie atât de bun. Tale, mulțumesc frumos. A fost bine pe actorie. Mulțumesc foarte bun. Cea mai mare surpriză pe seara asta pentru mine, îl ador efectiv, e viața mea, VTM, Remus. VTM. Viața mea. Viața mea. Viața mea. Știu, ești viața mea. Viața mea ca jurat, ca om de la care pot să învăț arta jurizărilor perfecte. Vreau să zic ceva. Mi-ai dat o imagine de moromete de ghetou. Deci moromete actual, dar vorbim acum de fața, din fața blocului. Deci personajul ți l-ai ținut foarte mișto. Băi, oameni buni, ăsta e un om normal de pe stradă. Da, fratele meu, adică... Serios, să vii să-ți faci un asemenea și text. Și personaj și text. Și personaj, bă, ce știe pe tot. Și mi-a plăcut foarte mult ce subiect ai ales. Și l-ai dus până la capăt cu încredere și cu tupeu, dacă, bă, ca bombardier trebuie să ai maxim tupeu și l-ai avut. Mulțumesc. Felicitări, foarte bun. Construcția a fost foarte bună, ai livrat-o foarte bine și mie îmi place atenția la detalii în da. General. Un pic undercover, da. Că... Fin, adică nu la vedere, pentru Mexico. Că vorbim de oculta mondială aici. De, da, dar pe mine m-a pierdut la un moment dat că a făcut pe care, a zis pe care. Și acolo s-a rupt, este... Mamă, deci da, acolo mă, când uite, ai zis pe care a fost... Bă, n-am sesizat. Ai zis pe care? Iartă-mă cum e, trei, nu mai face așa eu niciodată, gata. E bine așa? I se și potrivește, mă, săracu, deci arată așa, n-ai ce să faci. Vreau să adaug doar că am votat când a intrat pe scenă și eu am încheiat sezonul de Ai Umor.
minusculă. Wow, eu o să mă uit la emisiune ca să înțeleg. Și pentru că ne-a plăcut foarte mult. Da. Să vedem voturile în 3, 2, 1, hai! Yo no puedo creer! Bravo, bă! Bine! Așa, mă, tata. Băi, bravo! Incredibil! Băi, bravo! Bravo! Leșinez, mulțumesc! Momentul lui Remus în finala Ai Umor 13. Subiectul? Total enervant pentru mine. Fac spume la gură când vine vorba de... Dar, foarte bine pus la punct omul. E clar că a deschis niște cărți în viața lui. Nu este un număr de stand-up creat în 10 ore și neverificat. Omul a stat și a judecat fiecare aspect și, culmea, a fost funcțional. Bine, bă, tată, mă! Bine, bă, tată, mă! Da, cum au zis, bine, bă! Ți-am zis, mă, mâncat! Am vrut să văd așa un pic, să văd unde îl duce, dacă e peste ce a prezentat în audiții și a fost mult peste. Și ca subiect, și ca atitudine, și ca paranoia, și ca conspirație, și ca tot. Câștigătorul sezonului 13 Ai Umor este Remus Iosub! Bine, Remus! Bravo! Bravo, viața mea! Bine, viața mea! Mă scuzați, ăsta nu este premiu, ăsta este bacșișul lui pe care lasă la petrecerile din Dubai. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au votat, celor care m-au susținut și celor care nu m-au susținut și celor din familie cărora le-am promis că voi ajunge la televizor și i-au spus știrile de la ora 5. Nu, și am și câștigat Ai Umorul, nu mai am cuvinte, vă mulțumesc foarte mult. Bravo, bravo! Felicitări! Câștigătorul sezonului 13, bravo! Domnilor și domnilor! Mare! Am manifestat și s-a întâmplat. Am manifestat și s-a întâmplat, bravo, bravo! Aia zic!